Mă numesc Loredana Licuța, sunt coordonatorul Centrului de Informare Europe Direct București din cadrul Institutului European din România. Proiectul Europe Direct București este un proiect de comunicare al reprezentanței Comisiei Europene în România și este găzduit de Institutul European începând cu anul 2013. Noi facem informare pe tematici europene cetățenilor din regiunea București-Ilfov, dar mai ales tinerilor. Pentru că, spre deosebire de Institutul European, structura noastră gazdă, proiectul Europe Direct București se adresează mai mult tinerilor cu un caracter, având un caracter non-formal. Activitățile noastre sunt mai altfel, zicem noi, față de dezbaterile și conferințele pe care le organizează Institutul. Și o să vedeți de ce. Astăzi suntem cu caravana Stă în puterea ta să schimbi ceva. Este o caravană de teatru forum. Deci teatrul forum este una dintre metodele non-formale pe care noi le folosim. Dar mai avem și evenimente în format World Cafe. Chiar ieri am avut un astfel de eveniment World Cafe la Facultatea de Comunicare din cadrul SNSBA din București. Avem simulări ale procesului decizional din cadrul Uniunii Europene, școală de vară, evenimente în aer liber, cum o să fie evenimentul dedicat zilei de 9 mai, Ziua Europei. Deci toate aceste evenimente care sunt mai altfel, sunt cele care ne caracterizează pe noi. Astăzi suntem la voi cu un motiv precis. Care este acela? Pentru că ne apropiem cu pași repezi de alegerile pentru Parlamentul European. Care vor avea loc când? Știți? Mâine. 26 mai, ia uitați! Scrie aici, pe acest rolap. Dar greu de greșit, deci aveți răspunsul drept în față. Da? Bravo! Bun. Și dat fiind că momentul alegerilor este un moment foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru viitorul nostru ca cetățeni, am venit astăzi la voi cu această caravană de conștientizare a importanței alegerilor pentru Parlamentul European. Câți dintre voi aveți 18 ani? Majoritatea. Perfect. Deci sunteți perfect. Bun. Și cum... Da, și dumneavoastră sunteți... Sunteți persoanele... Persoanele potrivite pentru a merge la vot, da? Și pentru că dreptul de a vota este un drept important, am venit astăzi alături de partenerii noștri de la Institutul Român pentru Drepturile Omului. O am alături pe doamna Silvia Iorgulescu, care vă va vorbi puțin despre dreptul la vot. Deci, bună ziua! Mulțumim că participați! După cum a prezentat colega mea, reprezint Institutul Român pentru Drepturile Omului, sectorul formare. Sunt șeful sectorului formare. Acum, cu ce credeți voi că se ocupă Institutul Român pentru Drepturile Omului? Nu e la fel de simplă întrebarea ca cea precedentă, adică când vor avea loc alegerile de pe 26 mai, așa. Deci, dar cu ce credeți voi că se ocupă? E un institut de drepturile omului. Cu drepturile omului. Cu drept... Bravo! În ideea asta, cam ce credeți că facem? Bun, haideți să vă spun eu. Promovează, în primul rând, noi avem această misiune de a promova, adică de a informa diverse categorii socioprofesionale sau educația pentru drepturile omului pe care noi, eu în speță, o fac cu copilași de la grădiniță până la facultate. Deci informăm despre drepturile pe care le avem și cum le putem actualiza. Ce înseamnă să le actualizăm? Adică să le exerciți. Credeți că există dreptul la vot? Hai că întrebarea e la fel de simplă. Credeți că există sau nu? Da. Da, nu, nu știu. Așa, el există. Bun. De ce este acesta un drept? Tot așa vă spun eu rapid că în istorie a fost o luptă până am ajuns la acest drept de vot universal.
da, începând cu pragul de 18 ani, dar universal, adică să voteze toată lumea, nu prin reprezentanță, așa cum era odată. Să zicem că la această sală mare, alegeați pe unul singur și l-a votat în numele vostru, da? Asta a fost o etapă. Sufragiu universal înseamnă că fiecare cetățean are dreptul să meargă să-și exercite drept. Și au mai fost niște lupte în istorie care, păi să ne amintim că femeile nu aveau dreptul de a vota cândva. Sau persoanele de culoare, da? Așa, bun. Este foarte important, nu numai dreptul nostru de a ne spune opinia, ci și dreptul nostru, care înseamnă o luptă câștigată, da? În istorie, noi acum ne bucurăm de ce alții au luptat ca să obțină, da? Deci noi să zicem că avem și o datorie din asta, o responsabilitate și față de această perspectivă istorică. Acum, am hotărât împreună că există acest drept la vot, dar oare unde se scrie despre el? Da, draga mea, în Constituție. Deci ce fel de drept este dacă am simțit nevoia să-l trecem în legea fundamentală a țării? Ce fel de drept este? Absolut fundamental. Bravo, Lino! Am impresia că am de-a face numai cu genii, deci vă mulțumesc mult de tot. Sunteți super tari. Și participarea voastră este foarte importantă. Da, dragilor, n-am glumit deloc. Se vede pe fețele voastre. Bun. Acum, de ce este important să ne prezentăm la aceste alegeri europarlamentare? Păi simplu. Tot ce se hotărăște, da, la nivel european, se transpune în legislația națională. Da? Deci este important să exercităm odată cu acest drept la vot mai multe drepturi și repede înainte vi le spun. Dreptul la participare pe care îl aveți. Ce înseamnă dreptul la participare? De a participa la deciziile societății, da? Râzi, nu? Așa. Dreptul la opinie. Vă formați opinie despre oferta electorală și în momentul votului și aceasta contează. Dreptul la informare. Vă informați despre fiecare program și alegeți în cunoștință de cauză, da? Deci dreptul la vot înglobează mai mult. Bun. Acum, vă lăsăm să vedeți piesa care o să vă placă foarte mult și vă invităm în virtutea dreptului la participare să participați la piesă. Nu este o piesă la care doar asiste, ci și contribuie. Vă mulțumim! Bun! Acum să vă spun câteva cuvinte înainte de a chema actorii noștri în scenă. Este vorba în cadrul caravanei, clar, anticip despre dreptul la vot. Și a dezvăluit puțin doamna Silvia că voi nu veți sta pasivi toată perioada spectacolului nostru. Dar, pentru început, o să vedeți o scenetă de-a noastră, după care o să discut cu voi, să vedem ce anume ați văzut aici. De asta o să vă rog să fiți foarte atenți. Văd că sunt colegi care vor să iasă în evidență, așa. Da. Ia să-i văd eu, fiți... că le dăm de lucru la școală, înseamnă că ai energie. Eu te-ai văzut, da. Da, rugămintea mea, să fiți foarte atenți, pentru că acum nu pot vorbi foarte tare, totuși este un spațiu deschis, da? Să fiți atenți, să urmăriți, să încurajați. Sunt elevi de liceu, ca și voi, majoritatea dintre ei, cu excepția a două persoane, sunt elevi de liceu. Așa că haideți să-i aplaudăm! Bun, copii, ați înțeles lecția? Da. Și tema? Da. Nu o să o fac. Ok. Înainte să vă dau un pauză, am vrea să fac un mic anunț.
Din fericire am susținerea partidului pentru a candida pentru listele de europarlamentare. Din păcate este un singur reprezentant pe regiunea noastră și sper că eu să fiu aceasta. Dar eu vă încurajez să mergeți la vot și să votați pe cine credeți voi că este mai bine. Doamna, mult succes! Eu cu siguranță voi vota, pentru că cred că aveți potențial și ați făcut atâtea în școala aceasta, ați schimbat foarte multe și cred că aveți toate șansele să alineți acele liste. Hai, te rog eu frumos, te rog prostiile astea. Doamna profesoară, ce e prostie asta cu votul? Ce înseamnă? Adică, serios? Voi sunteți tineri, acum puteți să votați. Și tocmai că sunt tânără, crezi că mi-ar de mie să votez? Păi tocmai pentru că sunt tine, puteți să schimbați ceva. Ce să schimb? Că au votat atâtea generații înainte mea. Întrebați-mă bunica, a votat atâtea ori și n-a schimbat nimic. Mă duc eu acum, ce schimb? Bine, copile, vedem foarte bine. O zi bună! La revedere! Hai să plecăm și negru, nu mai sunt serios. Aici, la primărie, în Caliguș, cu actele ca de obicei. Să-l sun eu pe fratele meu, să-i zic de bani. Alo! Alo, salut, frățioare! Ce faci, măi? Da, eu sunt aici la primărie, sunt la primărie, documente multe, vai de capul meu, deci colp aici de oameni, e plin, bă, mai în ce, mă? Imediat autobus, stai liniștit, că mă ascult aici, doar sunt mare primare. Da, fii atent, hai să nu te rețin, dar că am și eu treabă mult aici, când domnesc aici și tu am o grămadă de trebuie, am vreo 7-8 caide. Am rezolvat cu bani. Ai înțeles? I-am depus frumos, țapac, și acum... Cum să zic, tu ești următorul europarlamentar, practic, adică, ascultă-te bine la mine, frate, dacă tu, da, dacă nu apare acum pe banner așa frumos Ciocoiu Daniel, mare, cu sclipiș, cu nebunie, europarlamentar, da, Ciocoiu Daniel, europarlamentar, păi nu mai sunt fratele tău, ai înțeles? Și după aia, după ce ești europarlamentar, că te-am ajutat, nu uiți și de fratele tău de aici, din Caliguș, da, de Ciocoiu Adrian, că mai are și el nevoie de un bănuț așa, mai ia și el un Adidas, mai scoate și el o fată la un mic, mai cumpără un X6? Da, hai că te las, deci am zis cu bani. Bine, și vorbim după. Hai că ești băiatul cu față. Hai, salut-te pe fratele tău. Intrați. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața, bună dimineața. Foarte bine, foarte bine. Ai dormit bine? Da, am dormit foarte bine. Arătați extraordinar, hai, că nu place, că nu mai place. Să știți că e cu foarte mult zahăr, exact așa cum vă place de la poate. Adică cum îmi place mie, Maricico. Maricico, tu nu știi că eu am diabet? Tu uiți de la mână până la gură? Eu înțeleg că te-am angajat acum 2-3 săptămâni, dar... Da, realizez, îmi recunosc greșeala, am nicio problemă, o pun pe Doina să vă fac alta. Da, foarte bine, foarte bine. Eu cred că știți cine-i doi. Duceți-vă repede la Doina. Hai, dar haideți să vă spun ce e Doina, că e foarte important pentru dumneavoastră cine este. Dar cine angajat mă pe Doina? Dar nu e angajat. Ăla de la administrație, cine e? Doina este secretara de la liceu. Și știți ce mi-a spus mie Doina astăzi, în timp ce vă făcea cafeaua asta cu mult zahăr? Că am fost extraordinar de revoltată, să știți. Am aflat de a fost aruncată de vese extraordinar. Deci negativă pentru tine Da, trebuie să fiți aici, ca să vă spun că trebuie să fiți foarte atent la ce vă spun aici. Păi, când e ceva sau ușor... Relevant? Da. Ia, cum vă sună chestia asta? Fratele dumneavoastră nu este singurul candidat pentru europarlamentare din legiu. Cum adică? Adică are un oponent sau cum? Exact. Doamna profesoară de la liceu, nu am dat cum o cheamă, dar o întrebăm pe Doina, nicio problemă. Doamna profesoară? Exact. Păi, doamna profesoară, împotriva lui fratii meu, pe bune! Păi și ea, unde ai auzit asta la Doina? Ai auzit asta la Doina? Da, domnule, tu crezi că ce zice Doina? Doina a făcut cafeaua, că a venit special pentru o fac cafeaua. Uite-te fără zahăr, hai. Uite-te frumos și atunci fără zahăr. Am înțeles ce e, să zici mersi frumos, du-te acum și fă-ți treaba. Bine, vă duc cu asta. Cu zahăr, da?
Fără zahăr, Maricico! Auzi, nu-i place cafea cu zahăr. E bună rău. Ce ocazie pe aici, pe la primărie? Băi, eu am adus-o pe Cristina. Cristina? Care-i Cristina, mă? Alexandra. Alexandra. Alexandra German. Ciucă, eu atrii am fără două rostă. Cea mai bună jurnalistă din oraș. Cea mai bună jurnalistă din oraș. Cu ce ocazie pe aici, pe la noi? Cu ce ocazie pe aici, pe la noi? Vești cam proaste. Vești cam proaste? Da. Ați avea cele mai candidate? Uite, chiar mi-a zis... Mi-a zis secretara Maricica, da? Dar vă cunoașteți? Mă rog, mi-a zis secretara că ar avea fratele un oponent. N-a zis clar cine, ci o doamnă profesoară ceva. Știi cum mai multe? Bineînțeles. Ia spune. Gabriela Popescu. Idiota aia. E auzită. Profesoara de engleză. Profa de engleză, mă? Profa de engleză e împotriva lui fratele. Da. Băi. Ultima ia, mai zi, mai zi. Și are susținere? Da, bine. O susține partii. Ia stai, mă, ce faci, mă, aici? Rebus. Rebus, fă și eu că Rebus e întâlnire oficială, grasule. Faci Rebus? Nu știu. Lasă-l încolo de Rebus, da? Nu mai faci. Spune. O susține doctor. O susține doctor. Dă-l încolo și pe doctor. Dă-l stupida, vește. Chiar crezi că poți să câștigi împotriva lui fratele meu? E nasol atunci, trebuie să-l sun pe ăsta. Trebuie să-l sun pe ăsta. Unde și ea? Ceva, zahăr, mălai? Bă, gratul, ce n-ai putea să mă pune cu surile astea în pofune? De unde le scoți? Păi sunt la fel. Păi da, dar o parte este drept și o dată. Sunt stop. Da. Păi te vezi că aici e greșit. Mă rog, te termini, da? Continu. Da, mulțumesc. O să-l sun pe fratele meu și vorbim. Grasul le iau de aici, hai. Asta sau? Cărțea sau e? Am două! Eu nu te trebuie cine cu teama, că așa de pe tine. Auzi, auzi, auzi? Da. E bun. E bun. Vine mai. Da seama. Stai jos. Așa da-ți. Doamna Cristina. Alexandra. Alexandra, Alexandra. Cum v-ați dorit dumneavoastră să lucrați pentru mine? Că am auzit că sunteți cea mai bună jurnalistă de aici, de la Rubic Galigoș, nu? E așa? Da, da, da. Și cum ar fi să pot să vorbesc pentru mine la perfum? Da, da, da. Să lucrez pentru mine. Faci o poză pentru mine, favoarea mea, favoarea fratele meu, un articol pentru mine, bineînțeles, să dea bine la ochii lumii acolo, știți, să mai... Bine votul tău. Și mai faci împotriva lui Popescu asta, da? Dar depinde cât. Păi stai liniștit, pe că de fi problemă. Îmi lasă numărul de telefon Grasu și discutăm în bani, da? Deci te bagi? Da. Foarte bine. Hai, te sunt. Grasu, vreau de aici. Vezi că-i greșit. Poate, doamnă, ești prost. Am întârzi la grătar. În sfârșit am ajuns acasă. După săptămâna atât de grea, trebuie să mai corectez și niște teste. Doamne, câte multe sunt făcut. Intră, iubire, e deschis. Bună, iubire. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua, bună ziua. Dar o să, o să mă apropii. Am venit să discutăm. Era deschis și am să mă te mai deranjezi. Poți să iau și un loc? Da, vreau. Da, ce ocazie, bă? Cafea, o să... Hai că vin acum. Am venit să... Așa, nu, nu, stai jos. Stai jos. Știți ce am auzit? Am auzit că aici la noi e un Galiguș, la noi în oraș, unde, după cum bine știți, fratele meu este singurul candidat la pentru Europa de Mâncare. Ar avea un oponent. Da? Și ghiciți cine am auzit eu pe ei.
Deci nu mi-a venit să dă. Deci nici mie, nici secretare, nici Doina, mă rog. Nici, deci... Chiar dumneavoastră. Da, știți, eu candidez. Mă susțineți? Bineînțeles. Mulțumesc frumos, domnule primar. Deci nu știți cât de mult înseamnă asta. Îmi închipui, îmi închipui, adică... Cum să vă spun, aveți susținerea primarului, da? Deci nu e așa oricine, da? Spuneți-mi, vă rog, ce vreți să faceți pentru comunitate odată ce ajungeți europarlamentar? Păi, nu știți, mă gândeam că mai ales aici în România am putea să schimbăm structura de învățământ. Și în Europa am putea să îmbunătățim foarte multe chestii. Mai zic? Da, cred că aș putea să facem în bine, în comunitate. Da. Doamna profesor, pot să vă spun Gabriela? Da, vă rog. Mulțumesc. Doamna Gabriela. Credeți dumneavoastră? Vezi tu, aceleași lucruri pe care le faci tu, le poate face și fratele meu. Și fratele meu le face de vreo 10 ori, de 100 de ori mai bine. Le face fratele meu, înțeles? Fratele meu le face de 1000 de ori mai bine. Și știi de ce? Fratele meu e bărbat. Ai înțeles? Asta nu e treabă de femeie, da, asta pe europarlamentară. Ai înțeles? Aici treabă de bărbat, e de un caracter. Spune, drăguțele. Nu cred că o femeie... Adică, ce diferență face o femeie cu bărbat? E același lucru. Mă, te-ai uitat în oglindă. Draga, ascultă bine la mine. Tu nu vei ajunge pe poziția de europarlamentar, ai înțeles? Oricâtă susținere ai avea tu. Și știi de ce n-ajungi? Pentru că îți dai demisia tu. Ai înțeles? Tu renunți. Da? Adică nu-mi permit eu să piardă fratele meu. Ai înțeles? Ce porcărie asta pe europarlamentare? Hai mă, lași! Scoateți ideile astea din capul politică cu așa, ești o profesoră de engleză până la urmă, nu? Greșesc? Nu prea cred. Ce e acolo? Testele la engleză? Foarte bine, ia uite. Bine că știi să scrii. Deci, draga mea, rămâi la dubiurile tale, da? La nebuniile astea cu I love you cu așa, și lasă-te de politică, da? Că nu e de tine. Altfel, o să mai ai de face. Da? Înțelegi ce zic eu aici? Că vorbesc singur. Cam și diabetă crește și glicemia. Zic, ai înțeles? Am înțeles. Ai înțeles, da? Perfect. Nu mă face să vin iarăși pe la tine. Da? Și mai fost cumva la fel. Nu am posibilitatea. Ce s-a întâmplat? A intrat primarul peste mine. De cum așa? Dar nici m-a amenințat. Te-a amenințat? Da. De ce? Să renunț la europarlamentar. Cum? Așa una, două? Cum vine asta? Sunt femeie și când ar fi căuta acolo și eu. De când e chestia asta? Nu pot să concep așa ceva. E fratele lui. E fratele lui? Acum. Ce e cu fratele lui? Candidează și el. Candidează fratele lui? Da. Și chestia asta ți se pare normal? Nu. Adică, trebuie neapărat să mergem să depunem plângere. Neapărat. Da. Haide. Haide. Nu e normal noi să este anisii. Nu se lege. Ce să fie? Iau fratii cu ala pângă toaleta din urmă. Mă rog, fără de minute. O săptămână de încoat, mi-a mai plăcut să-i venit biserică. Poate? Da, cum? De ce? Nu vreau să mă achetați. Dar nu, problema mai mare nu e asta. Dar care? Ce vedeți dumneavoastră? După slujba, dă bine și... Au furat vinul, dar am împărtășat ei. Vinul? Vinul! Ai vin să le dai lor, dar mie nu. Cam asta e problema. Puteți să-mi dai mie, să-l păstrăm în urmă sigur. Aș fi vrut, dar după cum vedeți, nu mai ce să vă dau acum și... Haideți, domnule. Părinte, dacă aveți, îmi dădeți. Am vrut! Părinte. Am vrut cel mai mare drag. Revenim la dumneavoastră. Dar nu se poate. Revenim. Nu se poate și ceva. De ce? Domne! Revenim la dumneavoastră instant. Nu este normal. Am nevoie de vinul la duminica mea de slujbă. Și aș vrea nevoie de vinul.
Dar domnul Tunești, nu este normal. Revenim. Bună ziua. Bună ziua, să rămână. Domnul Vlad Popescu. Bună ziua. Este Ana Gabriela Popescu. Micuț. Bună ziua. Să rămână, părinte. Și exact cum îți vorbim. Stați că avem invitat. Vă rog. Am vrut și noi să te punem o plângere. Nu pleci. Domne, ai intrat peste mine în casă și faceți așa? Eu. Nu. Păi ce? Prima. Da. Adrian Ciocoi, primarul nostru. Da. Ciocoiul meu. Și noi și vechi. Inadmisibil. Nu se poate așa ceva. Apare să vorbe. Ce faci? Ce faci? Ce s-a întâmplat? A intrat peste mine în casă și a început să mă amenințe. Era ușa deschisă? Da, pentru că l-a așteptat pe soț. Aveți probleme cu broasca? Broasca? Nu, ce legătură are? Dacă era ușa deschisă, a intrat. Da, de ce? Da, pentru că l-a așteptat pe soț, era ușa deschisă. Bine, bine, ce v-a zis? Că sunt o viață profesoară. Bun. Să analizăm. Ce faceți dumneavoastră? Sunt profesoară. Sunteți profesoară, bun. Aveți bani? Nu fac posibilități. Nici nu aveți bani. Iată profesor. Aveți dreptate. Și nu o să faceți nimic? O, ba da. Ba da. Vă rog, sunați aici. La rebus? Nu, nu, la stop. Aici. La stop? Da, aici. Și ar trebui să se... dumneavoastră sunteți soț... da, da. Semn... Nu, nu, ar trebui să semneze nimic? Nu. Și gata? Treaba e rezolvată? Așa, o semnătură? Vă contactăm, vă contactăm. Asta o să foarte des. Tot ce o să faceți? Eventual. Urgăm. Zic o masă? Ha, la fel. Îi mai vezi pe aici? Plângi afară. Te-ai prins, te-ai prins? Te rog, te rog. Bine, domnul. Te rog. Dar asta eu mâine vin cu telefonul. Ne-a auzit domnul Tonel, ne-a auzit. A trecut o săptămână doar când nebunia aia cu doamna Popescu. Acum sunt zilele orașului Caliguș. Facem și noi frumos aici, că vine invitația la primărie. Și acum ce să facem? Îi așteptăm. Căutăm și noi pe MVO la Polix. Cum să vă demonstrez? Statuile sunt scumpe și nu avem bani. Ai făcut de canzi, nu? Bineînțeles. Ia uite la ea. Cu ei aici, plecuită, cum îți place. Păi face treabă mai bună decât zidarul nostru din oraș pe fața ei. Ia uite la ea, nu vine să cred. Ia uite, e cu altul aici. Altul aici. Altul aici. Cine cam așa. Da, dar auzi, pe eu nu știam pe ea așa, măi. Păi să nici nu e. Să-și femeie de casă. Adică le-ai falsificat, să înțeleg. Da. Bravo. Bravo, nu te-am plătit degeaba. Bravo. Păi cu astea să vezi ce facem. Pentru restul banilor discutăm după aia. Da, ieși la o cafeluță. Plăcere să fac afaceri. Revenim, revenim. Seara! Sănătate, domnule. Bună ziua! Ce exact cum ziceam, dar am nevoile. Sunt mâinile, părinte. Da, deci, luați după aici.
Cum e cu, cu vinul? Cu vinul, da. Cum e cu vinul? Cum să vezi, doamne? A rezolvat? Ba, are, nu, nu a rezolvat nici până acum, a spus că ne... N-a rezolvat? Nu. A zis că revine cu telefon. Ce-ai făcut? Ia uite-l, mă, ia lucrurile pe sub lăsa. Vine să fac lucrurile pe pământ acum. Că dar nu aici, tot. Dar și vinul costă mult. Cât am cu ele? Și vinul meu costă, costă mult? 3,50. Da, sigur. Dar 3,5 are 5. Ia-l de aici. Ia-l de aici, că vine mâncare după aia. Și tot la vinul se costă revine. Stați liniștit că își face treaba, e băiat, e băiat bine. Constina. Doamne, așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, dragile, vă luați-o acolo, sunt locurile pregătite. Vin acum mai... Vin alegeri. Da, nu? Da, ne-a scuzat. Pentru europarlamentar. Da, da. Și votați? Nu, bineînțeles. Cum adică nu? Pe cu cine să votez? Cum cu cine să votez? Fratele meu, Ciucoiul Daniel. Ai bine las. Mai bine las, nu. Tu? Eu, ca un bun cetățean, vreau să merg la vot. Ai văzut? Ai văzut? Eu votez pe doamna profesoară. Votez pe doamna profesoară, în care aș voti cu ei. Foarte bine. Foarte bine ce să spun. Bună seara, bună seara. Vreți să faci asta? Da. Bine ați venit. În locul ăsta, acolo, vreau să vă dăm. Auziți? Un cuvânt vreau să-mi știu cu tine. Dacă se poate arăta. Nu te supără? Vă rog, spuneți. Nu, vrem doar între patru ori. Treasule, o să lăsă pe asta. Ia și binecuvântează, fă o mălică, face trebuie. Doamna Gabriela. Doamna Gabriela. Cum mai merge? Foarte bine. Foarte bine? Era foarte bine sus, nu? Da, bineînțeles. Și? Ați denunțat, nu? Nu. Eu, stai puțin, că cred că de la diabet nu mai aud bine. N-ați renunțat? Nu. Cum adică nu? Păi tu uiți de la mână până la gură, am vorbit acum 5-6 zile cu tine. N-ai renunțat? Deci tu încă candidezi. Tu încă ai susținere, împotriva lui frate. Mă, tu ai nebunit? Fii atent la mine. Fii bine atent la mine. Și ascultă ce zic. Deci o să-ți fac viața un calvar. Ai înțeles? Ai înțeles, fetițo? Dai din capul ăla. Zii da! Zii fata că ai înțeles. Da! Vino foarte mai spăriaș. Dar nu-ți va nimic. Deci fii atent. O să-ți fac viața un calvar și ție și nu soțul al tău, da? Vai de capul lui de jurist, da? Că stă de 3-4 ani pe acolo pe la baro și nu face nimic. Ciuci! Da? Vine acasă cu BMW-ul împrumutat. Urât, nu? Urât! Fii atentă, că ți-a duce și care era papa să vede, da? Cu liceu, cu copii, cu partidul, să vezi. Să vezi ce o să-ți fac. Să vezi ce-ți fac dacă nu renunți. Și știi cum? Știi cum? Tu știi ce am? Ce aveți? Pe lângă diabet. Ce sunt astea? Ce sunt astea? Draga mea, astea sunt niște poze cu tine. Dar sunt niște falsuri. Să fie falsuri, drag. Uite, nu e boticul tău ăsta. Dar sunt falsuri. Nu e cletul tău aici pe obrajor? Ia uite. Și ce o să faceți? Pică-te-n cu iala. Cum adică ce fac cu astea, drag? Cum adică ce fac cu astea? Astea ajung la partid. Tu-ți dai seama ce-ți fac dacă ajung astea la partid? Dacă tu nu renunți, eu pe astea, că le-am trimis acolo, deci ți s-a pus toată cariera și ție și lui ăla și liceu și tot. Ai înțeles? Nimeni nu mai aude de tine. Da? S-a zis cu Gabriela Popescu. Ai înțeles? Bagă bine la cap. Da? Da, astea. Da, astea să știi că poți să dispară foarte ușor. Foarte, le dau ție, le arăt, faci ce vrei cu ele, dacă renunți. Nu peste o săptămână, două. Nu mâine. Azi treci. Ai înțeles? Și îmi zici mie acum lucrul ăsta. Da, îmi zici mie acum că renunți. Altfel. Da. Să te uit. Mă zi odată, că să răcește nimic. Renunți. Foarte bine, dragul, alege din zi. Te aștept aici, da? Hai, că nu știu dacă îți place ție. Cred că până la urmă o să renunț. Nu? Credeam că pot să fac și eu un bine. Comunități, să schimbăm structura.
structura de învățământ. Dar până la urmă, ce rost mai are să mergem la vot dacă tot este măsluit? O să renunț, o să-mi șterg candidatura de pe listă. S-a terminat. Aceasta a fost sceneta noastră de astăzi. V-a plăcut? Da. Înțeleg că v-a plăcut modul în care au jucat actorii, v-au plăcut momentele tragicomice care au fost în scenă. Dar v-a plăcut cum s-a terminat? Nu! Asta voiam să am. Că am auzit când eram acolo, zicea cineva, nu renunța, nu renunța! E, vedeți? Asta vreau eu acum de la voi. Acum intervine rolul vostru. Da? În primul rând să-mi spuneți care este subiectul piesei. Care corupția. Corupția, da, corupția. În piesele de Teatru Forum există un opresor și un opresat, da? Cine este opresorul nostru din piesă? Primar. Care ce face? Forțează mâna candidatei să renunțe la candidatură. Să renunțe la candidatură. Prin orice mijloace necinstite, încearcă să o facă și până la urmă reușește, nu-i așa? Să o facă să renunțe. Bun. Primarul nostru îl chemăm aici să-l caracterizăm puțin. Aplaudați-l! Personaj primar. Este rău, rău. Foarte rău. Altfel, cum este? Este și misogin, are dreptate. Și cum mai e? Capacitate și corupt. E deștept? Da. E deștept, este rău. Așa și este corupt. Am mai zis cineva. Ai zis cum? Corupt. Aici au zis fetele ceva? Nu. Deci este un personaj corupt și exercită toată forța pe care o are din postura de primar al acestei localități ca să o facă să renunțe pe profesoară până la urmă chiar reușește. Vedeți că în piesă mai avem niște aliați ai primarului și o să vedeți niște aliații ai opresatei. Cine e opresata noastră din piesă? Doamna profesoară. Să o chemăm aici, să aplaudăm. Cum este acest personaj? Dramatic. Este bun. Este cum este? Opusul... Corectă. Este opusul primarului și opusul fratelui primarului, care deși nu apare în scenetă, el este unul dintre personajele la care se face referire. Da? Cum este doamna profesoară? Slavă de înger. Slavă de înger, a zis cineva. Da. Pentru că renunță, vedeți? Ce-ar fi putut să facă ea diferit piesă? Să meargă până la capăt, să fie un personaj cu mai multă forță, da? E aici intervine rolul vostru, să vă gândiți cum ar fi putut profesoara să se poarte diferit, astfel încât piesa noastră să nu ajungă la acest final nefericit. Da? Cum ar fi putut? De ușa. Să închidă ușa? Și se termină piesa! Da, este o soluție. Nimeni nu ne-a dat cu asta. Da, ea... De ce a lăsat ușa deschisă? Pentru că se l-aștepta pe soț, da? Să se ducă la preot, să aștepte cuvinte mai zi. Deci putea să se ducă la preot, dar credeți că ar fi ajutat-o preot? Normal, îi dădea vinul, îi dădea puteri. Da. Hai de timp, vă mai gândiți până când o să vă solicit ajutor. Mai departe. Cine sunt aliații opresorului? Ai primar, polițiști. Polițiști. Cum este acest personaj? Corupt. Corupt. Cum mai?
manipulat. Este ușor de manipulat, da, și cum mai e? Necredincios. Jucător de stop. Și necredincios și? Jucător de stop. Am înțeles, dar totuși aici mă interesează cum este el ca personaj care ar putea să le influențeze altfel pe cineva. Nu-i pasă de nimic. Ups! Cum ar fi putut să se poarte diferit? Să acționeze. Stați un pic. Haideți, anunțați-vă și eu vă zic, ridicați-vă mai bine. Zi, cum ar fi putut să se poarte? Să accepte plângerea. Să accepte plângerea depusă. Cum ar fi putut să se mai poarte diferit? Să fi fost corect. Un polițist corect, nu corupt, da? Alte idei mai aveți ca să rezolvăm acest caz, această problemă, această intrigă a pieței noastre și să aducem un final fericit? Ce ar mai fi putut să facă polițist? Să-și facă treaba. Asta e ideea. Să nu se lase influența de primar. Bun. Ce alte personaje mai sunt de partea primarului? Fotograf. Jurnalista. Cum este acest personaj? Jurnalista. Coruptă și ea. Cum mai e? Ușor de convins. Ușor de convins, da? Cum ar fi putut ea să se poarte diferit? Fie-s. Să fie corectă, să nu accepte acest deal propus de primar, da? Să nu vină cu acele fotografii falsificate. Talent în Photoshop. Photoshop în cele făcute, da? Alte idei mai aveți? Ce ar fi putut să facă? Să o anunțe pe doamna profesoară. Să o aducă pe doamna profesoară? Să o anunțe pe doamna profesoară. A, să o anunțe. Da, dar mai tens. Chiar mai enervați. E și asta o idee, da. Da. Lăsați numai și postile, că deja am făcut ceva. Ar fi putut să o anunțe, da. Chiar vă rog să fiți atenți și cât interveniți, să interveniți constructiv, să interveniți în piesă, să interveniți cu răspunsuri. Asta vreau eu acum de la voi. Bun, deci am înțeles. Jurnalista, alt personaj. Secretara. Secretara. Haideți să o aducem și pe secretara. Secretara, ca personaj. Corect. Cum e? Corect. E corectă? Vi s-a părut? Nu. Este de partea primarului sau nu? Nu este. Nu este. I-a dus cu zahăr dacă făcea o... Dar nu vi s-a părut că îl feria puțin la început? Da. Cum? Ce vrei să zici? Cum ar fi putut să se poarte diferit secretara? Să nu-i spună de prof. De contracandidat, da? Și altfel? Că ar fi premisa piesei. Că altfel nu știu poate dacă poate sau. Ok. Altfel, cum ar fi putut să se poarte secretara? S-a comportat foarte bine pentru o secretară, mi s-a părut vouă. Ok. Dar ar fi putut să o ajute... Asta dacă zici că s-a comportat bine, înseamnă că a ajutat-o pe profesoară și nu. Deci ce ar fi putut să facă ea diferit ca să schimbe deznodământul? Asta nu e interprofesor. Ok, ok, bun. E o soluție. Vă gândiți, o să vă întreb. Mai departe, alte personaje? Elega. Preotul, să-l chemăm. Este de partea cuiva? Nu. Nu. Este un personaj neutru. E de partea domnului. Așa e. De partea domnului. Dar este un personaj neutru. Da? Dar el ar fi putut să se poarte diferit ca să schimbe situația în piesă? Atunci când a fost dată profesoară să depună plângerea, da? Atunci ar fi putut să acționeze diferit, da? Să o susțină. Bun. Ok. Alte personaje? Elevele. Să le chemăm. Haideți să vedem. Aceste personaje cum sunt? De partea primarului sau în pot? Vin și ea, da, ați înțeles bine, da. Una dintre fete este pro
participare la vot și pro alegeri și cealaltă contra. Contra spune că nu are niciun sens, că ce răstare au votat a ei. Ce ar fi putut ele să facă diferit în piesă? Ce ar fi putut? Să voteze pe domnul primar. Nu candidează. Să o susțină mai mult pe doamna profesoară. Da, ar fi putut. Nu știu, exprimă vot. Către cine să nu spună. Da, e și asta o idee. Dar noi, toate soluțiile pe care le găsim sunt ca să aducem acest personaj opresat să-și îndeplinească visul. Vă gândiți până când vă solicit ajutor. Bun, alt personaj? Soțul. Soțul. Soțul, cum este ca personaj? Areți suficientă forță? Nu. Se vede. E de partea profesoarei? Da. Da, dar este suficient de mult de partea profesoarei? Nu. Nu o susține suficient de mult pe soție. Ce ar fi putut să facă altfel? Să se impună mai mult? Ce ar mai putut? Să-l bată? Nu apelăm la violență. Toate metodele pe care noi le căutăm acum sunt fără violență. Da. Vorbească cu el în mod direct. Să vorbească el cu primarul. Da, ar fi putut. Da, că ați văzut că în ultima scenă nici măcar nu a intervenit. Da, a lăsat primarul să vorbească cu soția și să o opreseze în continuare. Ok, deci acestea sunt personajele noastre. Să le aplaudăm încă o dată. Să dialoghez cu voi puțin. Scopul în Teatru Forum este ca, prezentând o situație, apropo, situația cum vi s-a părut, ați mai auzit cumva, vi se pare cumva, o situație cunoscută? Da? Să-și vi se pare o situație cunoscută. Se întâmplă în societate lucrurile pe care le-am prezentat noi? Da. Deci, corupția, această situație prezentată, este extrasă din realitate. Așa este în Teatru Forum. Prezentăm o problemă care apare în societate și acum vă cer vouă ajutorul ca să schimbăm lucrurile astfel încât să fie așa cum ar trebui să fie. Da? Aici intervine rolul vostru, pentru că, așa cum e titlul caravanei noastre, stă în puterea ta să schimbi ceva atunci când stai deoparte și nu iei atitudine, lucrurile o iau într-o direcție nedorită. Da? Exact așa cum ați văzut în piesa noastră de astăzi. Și cum vă veți anunța voi ca să schimbați ce ați văzut pe scenă? Printr-o bătaie de palme, așa, voi vă veți anunța în momentul în care noi vom relua piesa, voi veți putea să schimbați aceste personaje ca ele să se poarte diferit, să se poarte așa cum trebuie. Și singurul personaj pe care nu îl puteți schimba este primarul. De ce nu îl puteți schimba pe el? Pentru că s-ar termina piesa. Corect. Deci opresorul este singurul care nu poate fi schimbat din piesă. În rest, toate personajele, inclusiv profesoara, opresata, poate fi schimbat. Eu. Da? Ei, acum vă las... Asta este scopul, să interveniți ca să schimbați ceea ce nu v-a plăcut în prima parte a scenetei, da? Deci ne-am înțeles. În momentul în care vedeți într-una dintre scene un personaj care ar fi putut să se poarte altfel și nu s-a purtat așa cum trebuie, printr-o bătaie de palme, voi vă anunțați, veniți aici, luați rolul și prin improvizație
spuneți ce ar trebui să spună și să facă acel personaj, da? În afara primarului, da? Subliniez, în afara primarului. Ok, haideți să reluăm. Vă rog să fiți atenți, să păstrăm liniștea ca să auzim replicile, inclusiv ale colegilor. Da, A bătut cineva deja? Îmi spuneți, dacă vrea cineva să schimbe în această scenă pe cineva, îmi spuneți acum. Sau, mă rog, pe parcurs. Ok, hai. Bun, copii, ați înțeles lecția? Da. Pe cine vrei? Nu, no, trebuie să stai pe telefon. De ce stai pe telefon? Ah, ok, hai. Votăm ca personaj.
Hei, gata, hai să bine, haideți să-l aplaudăm pe profesor. Haideți să votăm dacă sunteți de acord ca personajul Eleva să fie mai supportive, să o susțină mai mult pe profesor. Da, cine e de acord, ridică mâna. Ok, deci văd că majoritatea vreți, majoritatea vreți ca eleva să nu se mai poarte așa cum s-a purtat în... ok, continuăm cu scena 1. Continuăm. Altă zi aceeași viață. Hai și la mine la primărie. Curat la aia de Dacia, ce naiba să fac? Sunt eu pe fratul meu. Să-i zic de bani. Alo, alo, salut, frate, ce faci? Ce faci? Și tu la muncă, stai liniștit că și eu sunt la muncă aici, am o grămadă de treabă, vai de dracu rău. Urcă, să urcă documentele astea pe mâine, le auzi? Agresiv rău! Deci nu mai pot, am un nebunit aici. Da. Da, da, da. Dar fii atent. Am rezolvat cu banii pe urmă. Ai înțeles tu? Da, mă, dar stai liniștit, băi, ascultă la mine. Dacă nu avem acum pe BNR așa frumos următorul europarlamentar, pac, mai, ciocoiul Daniel! Băi, dacă nu apare așa, atunci eu nu mai sunt fratele tău. Ai înțeles? Nu mai sunt fratele tău. Te mă liniști că sunt fratele tău, ziceam dacă apare. Da. Deci am rezolvat cu banii, totul e bine, ajungi următorul europarlamentar, n-ai niciun oponent, ce mai lungim atâta, nu? Hai, te las, ești băiat cu treaba ta, eu cu treaba mea aici. Desenez. Te las, da? Hai, te pupă, fratele tău, papa. Bună ziua! Bună ziua, domnule primar! Apete, apropete. Capeluța, nu? Da, vedeți că este foarte mult zahăr, exact așa cum se face dumneavoastră aici ce trebuie. Să fiți mândru de mine, n-aveți timpul. Nu, cu foarte mult zahăr. Adică... Maricicu, am diabet! Vrei să mă umori? Vrei să n-ai bădă! Ce vreau să rău! Un personaj așa ilustru ca dumneavoastră. Cum aveți diabet? Știam că faci vrăjel de astea. Te rog eu frumos, du-te și... Eu vrăjel? Vai! Păi cum nu v-am servit eu până acum atât de bine? Vrei să-ți păstrezi postul? Zic eu cred că îmi păstrez postul și fără să dați dumneavoastră acordul. După ce vă spun ce am spus. Yes. Cred că ar trebui să fiți foarte interesat. Zi. De ce veste am să vă dau eu? Ce vrei să schimbi? Hai! Mersi frumos. Hai. Uite și cum? Gata? Mai ai ceva de spus? Nu. Vreau să faci scenă care ea spune... Despre contracandidată. Am înțeles. Deci vină o să aplaudă. Deci a avut o idee foarte bună colega voastră, practic primarul n-a mai aflat acum despre contracandidata fratelui său. Ok, o aplaudă. Păi stai că ajută! Da, stai că ajută! Mulțumesc! Mulțumesc! Și că nu mai are unde să afle de contracandidata. Și nu mai ajungem la corect.
Seara! Ziua! Ce ocazie până noi? Băi, am adus-o pe Cristina aici. Alexandru. Eu sunt Las-mă, vă rog. Și de ce ai adus-o pe domnișoara pe la noi? Ce vii mai? Ia zi, ce? Îmi place ce candidează pe Facebook, pe Gerolomentare? Frate. În afară de el. Cum adică în afară de el? Gabi Popescu, profesor la Eminescu, de engleză. Te-ai auzit acum. Stai mă puțin. Adică tu vrei să-mi spui mie că fratele meu are un abonent? Da. E bune. Și e de aici, de la noi, din oraș. Da. Profesorul de engleză. Da. Care e profesorul de engleză? Cum o cheamă? Gabriela Popescu. Gabriela Popescu. Da. Gabriela Popescu, profesora de engleză împotriva lui frate. Da. Vai de capul ei. Bune auzită. Ce glumă e asta, mă? E bine că ți-ai învățat lecție, știi? Că nu mai trebuie să mă agit. Dacă vreți să schimbați în scena asta, acum este momentul. Dacă vreți să schimbați unul dintre personaje. Da. Deci mai are și susținere. Mai are și susținere. O să ne partidul, nu cred așa ceva. Și cine ești tu să vii să-mi zici mie chestia asta și o să te cred? Cea mai bună jurnalistă din oraș. Cea mai bună jurnalistă din oraș? Da, bărbat. Numărul 1, că n-ai ales ala. Da, nu știu ce să zic. Mă, grasule, mă exasperez cu nebunurile astea! Păi ce mă, naibii? Potolește-te, mă, cu băiatul, mă, te rog eu frumos, ești băiat, ești te pui mei întâlnire oficială, stai cu asta și freci aici la sudoku. Cred. Vezi că e greșit. Uite aici, unde scrie prost de 5. De ce trebuie să nu știu, grasul? Da, pe domnișoară, și aveți dovezi ceva? Să faceți rost. Da. Ok, bine. Mulțumesc mult pentru informare, grasule, iau de aici. Pe ia-ți-o. Totată mea. Hai. Auzi, grasule? Da, o teama mea. Ia vină până. Da. Da-și. Ia stai, jos aici. Acolo. Ia și rezolvă la scurt. Vedeți, dacă nu schimbați pe jurnalistă, ea va accepta în continuare să facă acest deal. Suntem o companie foarte transparentă și companie foarte transparentă. Cum se numește compania asta? Transparență cu cop. Așa, și nu faceți mânării? Păi, foarte bine, bine că m-ai informat. Așa, uite ce voiam să zic. Tu ești domnul Cristi, cel mai bun jurnalist de aici, de la noi din Caligus, nu? Da. De aici, în oraș. Foarte bine. Păi și cum ar fi? Să scrii acolo la compania asta, tată, jurnalistă, ce o fi, să scrii un articol, două, trei, în favoarea lui frate. Și ce zic? Pentru europarlamentar. Cum ar fi să scrii un articol, două, trei, împotriva lui frate? Păi de ce? Faci că este... De ce? Faci că este genul, mă, păi pune despre mânării pentru tine. Cum adică chestii de genul? Păi cu ce mânărie te-am vrut să faci? Am venit să vorbesc cu tine dacă faci un articol, două, trei. Nu faci două, trei, faci unul singur. Nu faci patru? Nu. Faci nimic? Pentru că mă ajută babele din sat, Ciocoiu, Daniel. Nu zic câți bani vreau să dai. Cum adică câți bani vreau să dau? Nu vreau să dau nimic. Dar nu merge așa. Păi ne-ați găsit pe transparență? Vrei să-ți dau bani acum? Nu ai auzit ce ați zis la secție. Da? Aha. Câți bani ai zis? Dar cu mine. Ești eu. Da, nu știu. Deci domnul Cristian. Faceți articolul ăla niște poze ceva sau... Nu? Hai, apoi. Ia-l odată, dai șase de lei pufurile alea, da? Hai, Black! Nu dă înapoi! Black! Lasă-l acum, ești și zi. Da,
această schimbare. Am vrut, gen, să văd dacă poliția să ia vreo măsură împotriva primarului. Am vrut să scot cât mai mult de la el. Și s-a refuz oferta. S-a refuz oferta, bineînțeles, ca să nu ajungă să facă acele fotografii falsificate. Mi-a cam vibrat telefonul, dar nu da, ar fi fost și asta o soluție. Bun, mulțumim, te aplaudăm. Cum vi s-a părut această schimbare? Vi s-a părut o schimbare realistă? Da. Da? E, era, este, cum să zic, o schimbare de dorit genetică, da? Da. Sunteți de acord să votăm ca jurnalista noastră să se poarte, cum v-a arătat colegul vostru? Da. Cine e de acord? Să se poarte jurnalista, să fie corect. Da. Să fie corect, da? Da. Ok, deci din acest moment jurnalista noastră se va purta așa cum ați arătat. Continuăm. Și dacă mai vreți să mai schimbați, vă anunțați. Da. Filier, mama a luat o jurnalistă. Nu mai faci microfon. Nimic nu mai poți să faci. Am plecat că întâmpți la un paradas. Și nu-mi permit că pleacă motorul. Ah, în sfârșit am ajuns acasă. Da, că mai e. După săptămâna de trei mai am să corectat testele astea. A timp de la Da, bineînțeles că sunt. Intră iubire, deschis. Bună seara! Bună seara! Poți să mă apropii? Poți să iau ceva? Da, vă rog! Ce ocazie? Uite, am zis să vorbesc așa, că nu suc un peu, că am probleme cu diabetul. Cafea, nu mai vreau să aducă cafea, că e nefasă, dar am. Am zis ce să vorbesc. Așa. Da, dar nu, păi și eu ce mai faci? Că, uite, mi-a zis un jurnalist, nu mai știu cum îl chema, îmi contează, mi-a spus că fratele meu, Ciocoiu Daniel, avea un oponent. Mă, la început așa, da? Că doar jurnalistul ăla cine știe, că dacă n-am văzut secretarea mea de chestia asta, de ce să crezi, știi? Mă, da, după aia, m-a început să aud așa zvonuri, știi ce zic? Și de la partid, și de la astea, și de la fratele meu, bineînțeles, că afla și el. Care avea un oponent. Și tu știi cine e? Tu știi? Deci nu mi-a venit să cred. Deci am fost șocat în gânea să leșim, Doamne ferește. Am auzit. Am auzit. Că ești... Tu sunteți chiar dumneavoastră. E adevărat? Da, da, știți, eu candidez. Ha, ce chestie. Mă susțineți? Bineînțeles. Aveți da. Susținerea mea. Mulțumesc frumos. Știți că înseamnă foarte mult pentru mine. Bineînțeles, doar aveți susținerea primarului, adică nu e așa oricine, nu? Spuneți-mi ce vreți să faceți pentru comunitatea, Europa. Păi să știți că mă gândeam că pot să fac foarte mult bine. Cel puțin să schimb structura de învățământ. Corect, așa e. Trebuie schimbată neapărat, că e varză. Așa vă spune. Da, pot să fac foarte mult bine pentru comunitate. Atâta schimbi alea? Mă rog, poate mai ai tu niște planuri, nu vrei să mi le zici acum, cine știe, în afară nu e o volent, știi, și așa. Dar, uite, dragă, îmi permiți să vorbesc așa cu tine, adică să vă spun doamna Gabriela. Pot? Da. Mulțumesc frumos. Draga mea, fratele meu, da, Ciocuiu Daniel, poate să facă exact aceleași lucruri pe care le faci și tu, doar câte 1000 de ori mai bine. Și știi de ce? De ce? El e bărbat. Așa.
fii atent aici, dragă mea, cum stă treaba. Tu, da, tu nu o să ajungi pe listele alea de europarlamentari. Ai înțeles? Mai zi-mă, dar să fiu sigur că am înțeles. A, ai o ceară în urechi, fii atent aici. Tu că te-ai scopat. Deci, n-ai ce căuta pe liste, ai înțeles? Nu e treaba de femeie aici, da? E treaba de bărbat, un bărbat puternic, da? Cineva care să reprezinte comunitatea acolo europarlamentare. Ce ne va faci tu, o profesoară de engleză din Cali? Puși cu testele tale, cu nu știu ce, ăsta mi-e stătă în engleză. De tot ce nu vreau. Ok, eu m-aș să rămâi picioare. Dar îmi pare rău că ți-am întrebat. Rămâi acolo în picioare. De tot ce nu vreau. Așa. Doamnă, renunțați. Stai să mă gândesc în om. Doamnă Popescu, credeți-mă că o să renunțați. Mă mai lași un pic să mă gândesc? Nu-ți mai dau timp, că parcă e greu. E, merge grele rotițele, n-ai ce să le faci. Da, nu. Deci nu vrei să renunți, da? Știi că poți să stau viața un caldoar. Și ție, și soțului tău, ai înțeles? Și s-a dus, s-a dus treaba cu liceul, timpul, așa, cu partidul, cu așa. Și îi stricau cariera și lui ăla, ai înțeles? Aluia. Ia zi. Nu strică să ții și tu altul. Da. Știi cum? Dar ia mai spune cum îmi distrugi viața. Nu, că asta o să vezi după cum vreau. Nu e nevoie să te dau. Ne vedem pe listă. Nu am înțeles, da? Nu. Deci nu renunță. Sub nicio formă. Căpățânate așa-s femeile de România, la ce să-mi trebuie? Bineînțeles, să-mi trebuie și-am trebuit. Da, păi, să mai vedem. Da, păi, să mai vedem. Poate renunți, dacă nu... Vezi, să-mi mai vedem. Tudor, spune-ne, te rog, ce ai vrut tu prin această schimbare a atitudinii profesoare? Păi, în primul rând, să arăt că și la insistențele oamenilor nu trebuie neapărat să te dai bătut. Exact. Oricine ar fi persoanele respective. Și că oricând tu ca om poți să lupți pentru ce îți dorești. Și că nu ar trebui să te lași influențat în rău de alte persoane. Bun. Foarte bine. V-a plăcut cum a schimbat? Haideți să votăm dacă vreți ca profesoara să fie mai cu mai multă forță și mai sigură pe ea, da? Sunteți de acord? Da. Deci din acest moment profesoara se va purta așa cum ați arătat. Iubirea, deci trebuie să începi să atâta. Deci, a intrat primarul peste mine în casă și a început să... A intrat peste tine în casă? Da. Cum vine asta? A intrat peste mine în casă. Așa brusc? Așa, mă rog, și ce a zis? A venit la mine să mă amenințe că o să-mi facă mie viața un calvar. Că eu ca femeie n-am dreptul să votez, că eu nu pot să fac nimic ca femeie. Auzi la el. Întoarce în 1500? Ce se întâmplă? Ce e asta? Nu știu, trebuie, neapărat, trebuie neapărat să depunem o plângere. Da, să mergem la poliție. Nu, nu se poate, mi-au făcut. Nu cred, nu cred. Yeah.
copii, deci nu se pot ajuta singur. Are fiecare câte o mamă, face mâncare, ce mai are nevoie? Asta nu e calea Domnului. Dar cine e acest domn? Jehova, nu ați văzut. Domnule prieteni, ce domn Jehova, că nu avem niciun negru prin sân? Păi nu are treabă cu voi, băi, băi. Vă rugăm, hai să trecem la pe politic. Chiar vreau să mă ajutați. Domnul primar are o inimă păcătoasă și acoperită de răul pe care oamenii arunca asupra lui. Și avem nevoie să construim ceva pentru lumea asta. Cu ajutorul Domnului, cred că putem face lucruri extrem de mărețe. Amin! Aveți
peste ce să-mi... ce să-mi arătați, da? Mai cap peste dumneavoastră? Bine, rămânem doar cu plăcerea. Mulțumesc! Bravo! Hai să-i spuneți-ne, vă rog, ce ați vrut să faceți cu schimbarea aceasta a personajelor, ia spune tu, te rog, cu soțul. Ce ai vrut să schimbi la atitudinea soțului? Să fie mai încrezător, în primul rând, și să ia mai multă atitudine față de această problemă. Deci să ia mai multă atitudine și să ia apărarea mai mult față de cum se purta soțul la început. Bun? Vi s-a părut realist, așa cum a zis colegul vostru? Da. Votăm ca soțul să se poarte așa? Da. Ok. Bun. Tu, spune-ne, te rog. Preotul. Eu cred că preotului n-ar trebui să-i pese de vinul furat și de... Da, era și o icoană furată. Da. Icoana nu contează. Copilul. Batjocoriți de acești parlamentari și președinți și primari. Corupți, care ar trebui cu doi exorcizare pentru fiecare. Mai înseamnă preotul neutru, ai devenit un preot foarte activ, militant, da, așa. Bun, clar, ai tot așa, ai devenit un pic prea militant, să zic așa, față de cum era preotul, dar totuși sunteți de acord ca preotul să se poarte astfel? Ridicați mâna? Da. Ok, bun. Și tu? Ce ai trebuit să-ți faci cu schimbarea? Să schimb gândirea polițistului, adică să ia atitudine față de primar. Bine, m-au umplut, dar și n-am mai avut curaj să mai și scriu. Da, ai pus-o pe ea să scrie, da, pe profesoară. Da. Ideea e că tu ai vrut să devii un polițist corect. Da? Bun. Vi s-a făcut realistă schimbarea polițistului? Hai să votăm și... Ok, bun, mulțumesc, hai să-i aplaudăm. Merg să dea costumația actorilor noștri și continuăm. Dacă mai aveți soluții pentru ultima... Părinte, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să...
Noi să lăsăm polițistul, pentru că nu sunt. În locul tău, aș trece în locul tău trecerea de pietoni mai atent acum, că te-am văzut bunuțul. Te-am văzut bunuțul. Fără că am stat. Discuția și să vedem cum și ce ajunge. Ok, gata, ușor, ușor, continuăm discuția. Păi, ușor, primar, spuneți. Exact cum e și vorba aici, e frumos și tu domnul să-i place. Dacă vin de la mine mai mult de la Dumnezeu. Vă rog, discuția asta trebuia să fie între patru ochi cu mine și doamna. Închid ochi, sunt ochi. Doamna, vă rog. Chiar te rog. Spuneți de ce m-ați chemat aici. Da, deci voiam să discutăm. Pentru că am aflat că până la urmă n-ați renunțat la legislatura parlamentare. Și am văzut că acum aveți și susținerea soțului, nu? Da. Foarte bine, foarte bine. Și eu? Cum să vă zic eu? Ca să nu mai lungim așa până la urmă, hai să mâncăm. Baftă mult! Mulțumesc! Și acum să câștige cel mai bun, nu? Foarte bine. Hai la mici acum! Sceneta noastră de astăzi. Și acum toți îi mai aplaudăm. Și ați văzut că în momentul în care voi ați luat atitudine, v-ați implicat, piesa noastră a ajuns la un final fericit, da? Cu ajutorul vostru, profesoara a ajuns pe listele partidului și cu șanse mari să obțină această funcție de europarlamentar. Deci asta este și ideea și cu care aș vrea să rămâneți voi după reprezentația de astăzi. Că în momentul în care stai deoparte și nu te implici, sunt alții care vor lua atitudine în locul vostru, să știți. Și sunt alții care vor vota în momentul în care voi nu vă duceți la vot. Sunt alții care vor vota pentru voi. Cum ar fi să iasă niște candidați pe care voi nu-i preferați și apoi să vă pară rău că nu ați participat? Ideea noastră este că noi oricum nu susținem pe nimeni ca și persoane, ca și partide. Noi suntem neutri, dar vrem să conștientizați importanța participării la vot, da? Și vă aplaud că ați fost atât de activi, atât de implicați. A fost o plăcere să fim astăzi cu voi aici. Actorii noștri pe voi și voi pe ei. Acum îi invit pe actorii noștri să se prezinte cu numele lor reale. Bravo, Iana! Aveți niște formulare de feedback pe care,
completați, da, să ne spuneți părerea voastră despre această piesă și ce anume mai doriți, ce alte evenimente să mai organizăm, da? Mai puțin să vă spun că noi din Direct București și fotografii pe Facebook-ul Europe Direct București, o să postăm și pe Instagram. Ce să vă zic, dotați-ne, dotați Institutul Român pentru Drepturile Omului și urmăriți-ne. Și ce este mai important, să participați la alegeri. Nu contează cu cine susțineți, important este să mergeți, să vă exprimați acest drept, cum a zis doamna Silvia Iosiescu. Este un drept pe care alții l-au dobândit cu multă greutate acum. Da, deci vă rog, haideți să facem liniște, să completați aceste formulare.